scriitor adevărat, cred eu, că ar scrie literatură și dacă ar ști sigur că nu va mai avea niciun cititor. Și dacă ar fi, dacă ar rămâne singurul om din lume. E distrus pământul și rămâne un singur amărât de scriitor care nu mai are niciun fel de public. Ei, dacă e un scriitor adevărat, se va apuca și va scrie o carte. Și mai departe. Deci nu avem noi probleme cu așa ceva. Lucrul înspăimântător pe care îl spunea Jean-François Lyotard într-o carte încă din 79, în condiția postmodernă, stătea cam așa, spunea, literatura nu mai are nicio șansă, literatura adevărată. De fapt, de acum, în epoca postmodernă, vom avea o dominanță extraordinară a literaturii de consum, a literaturii, știu eu, populare, trivial literaturi, cum zic germanii, iar literatura adevărată va avea doar trei dimensiuni. Una va fi tăcerea, a doua va fi utopia și a treia, nu știu cum spune el precis, dizolvarea în cotidian sau așa ceva. Deci el, într-un fel, deplângea, de fapt, moartea literaturii adevărate. Ei, părerea mea este că deceniile care s-au scurs de atunci au infirmat acest lucru. Sigur că vedem cu toții că literatura e în dificultate în acest moment. Nu trebuie să negăm acest lucru. Ea este în dificultate. Dar mă întreb eu, când a jubilat literatura? Când au fost scriitorii extraordinari de celebrați, iubiți de toată lumea, înconjurați de toată lumea cu pasiune estetică? Nu, niciodată, absolut niciodată. În epoca romană, noi avem sentimentul că mari poeți, Virgiliu, Orazio, Ovidiu și așa mai departe, erau niște celebrități extraordinare. Poate că erau, dar lumii politice nu-i păsa de ei nici cu spatele. Ovidiu la 69 de ani, dacă nu mă înșel, deci era un autor în vârstă. Era un autor de o faimă extraordinară. Era cel mai mare poet al Romei în acel moment. A fost aruncat ca un nimeni absolut, aruncat în exilul de la Tomis. Fără să-i pese nimănui, fără să se gândească nimănui că peste milenii, peste două milenii, cineva va spune toate oceanele lumii nu pot spăla o picătură de sânge intelectual. Ei, acest sânge intelectual a fost vărsat în acel moment și a fost vărsat de sute de mii de ori, aș spune, de atunci până astăzi. Scriitorul n-a fost niciodată un privilegiat și nici n-ar fi bine să fie, după părerea mea. Un scriitor este pe jumătate un erou, pe jumătate un martir. În lumea greacă antică, erou însemna tânăr care a murit înainte de vreme. Deci nu pot exista eroi bătrâni. Eroii trebuie să fie tineri. Și trebuie să fie și martiri, nu? Până la urmă. Deci a fost pe jumătate erou, pe jumătate martir, dar niciodată un privilegiat al sorții. La fel și literatura. Să nu ne închipuim că în alte epoci s-a citit literatură în dragi, cum se zice, iertați expresia. Niciodată nimeni n-a citit literatură, nicio cultură, nicio civilizație, n-a citit literatură până la locomandă. Au fost epoci mai bune și epoci mai proaste. Literatura a trecut prin toate revoluțiile cu putință, prin revoluții industriale, prin galaxia Gutenberg. Va trece și prin revoluția noastră tehnologică și mediatică. Pentru că oamenii, cum se zice, au nevoie de puțină imaginație, de puțină epic, de povești, de mituri, de legende, de cuvinte. Cărțile, indiferent pe ce mediu sunt, asta nu e niciun fel de problemă, cărțile sunt atât cât sunt importante pentru câțiva oameni. Noi, în România, avem vreo 20.000 de oameni care cumpără toate cărțile. Și ceilalți nu cumpără aproape nimic. Ei, merită să scrii pentru acești 20.000 de oameni. Ba chiar e o onoare, este ceva minunat să scrii pentru acești oameni. Dacă în România vor rămâne 100 de oameni, ca în povestea cu Sodoma și Gomora, nu? Dacă vor rămâne 100 de oameni care vor citi, va merita să scrii pentru ei. Dacă vor rămâne 10, va merita totuși să scrii pentru ei. Sodoma va fi mântuită. Și pentru unul singur.
și chiar pentru niciunul, cum spuneam înainte. Pentru că scrisul nu este, scrisul este un dat al câtorva oameni care nu știu să facă altceva, după cum știți, și nu pot să nu scrie. Decât dacă li se interzice scrisul, așa cum se întâmplă, de fapt, de foarte multe ori, cu cinii de pildă, nu-i vorba numai de scris, de orice artă și de orice artist, Puccini, care a fost un muzician extraordinar și a avut un mare succes în tinerețe, după aceea n-a mai compus nimic 40 de ani până la moarte. Salinger, de asemenea, n-a mai scris nimic și faptul că s-a închis în muțenie este salvarea lui, pentru că ultimele lui texte erau destul de triste. Rimbaud la fel, Rimbaud nu și-a mai pus problema să scrie, n-a mai vrut să scrie, pentru că pentru el scrisul era un mod de a trăi, era un mod de a exista, printre foarte multe altele, era o aventură, ca și comerțul cu arme sau mai știu eu ce altceva. Deci cam așa stăm. Literatura va exista întotdeauna și o întâlc așa cum a existat întotdeauna.